mașina nu se vede, dar e groaznică. Ia uitați, mai era azi, nu așa de... Nu se vede nimic. Să facem așa manevra. Oh, ok. Mergem... Mergem să vedem ce s-a mai întâmplat pe la casă pe acolo, că nu am mai fost de vreo câteva zile. Mergem să spun mașina că arată. Să dau așa repede cu un jet, să vedem pe la Petron sau pe unde găsesc deschis. Ce faci, tati? Ce mănânci acolo? Ciocolată. Ciocolată? Aoleu. Aoleu. Tu ești Rebecca, da? Păi și nu Rebecca e pisica mea? Da, și pisica ta. Păi da, tati, da. Mai ești și pisica lui mami? Da. Da, da, mai mult al lui tati. Ce? Ești și al lui mami pisica? Da. Și al lui tati. Vreau acasă. Cum? Vreau acasă. Ne ducem la casă acum? Da, pisica, să vedem ce mai e pe acolo. Totul pare să fie în regulă aici. Comișoare sunt la locul lor, bine, nu se vede mai nimic. Dar am fost și în spate. Nu pare să fie nimic deplasat sau ceva de genul. Trebuie să udăm florile. Da. Am fost să spăl mașina și pentru că arată groaznic, groaznic. Și nu am avut decât 5 lei. Și cu 5 lei îți dă o singură fisă din aceea și ce naiba să, nu ai ce să faci cu doar cu una. Și am zis, hai să mergem la casă, să vedem să vedem care e treaba pe acolo, să nu fie probleme. Nu, dar restul și nu pot să plătesc cu cardul să cumpăr. E ciudat pentru că e făcută nouă acum și te aștepți fiind nouă să aibă plata cu cardul, adică... Chiar mă așteptam să fie... Da, și nu puturăm să facem nimic. Așa că am schimbat banii și mă duc să o spăl, că arată groaznic. Sâmbătă plecăm la Sibiu. Ia uitați ce vă spuneam cum arată groaznic. Groaznică, groaznică. Haideți să o facem frumoasă și pe ea. Gata spuma. Uite și pe jos câtă spuma am dat pe ea. Am oprit timpul, o mai las un picuț și gata. Mai am 300 de secunde. Ia uitați, nu mai e lumină, lună. E lună mititica de ea. De așa n-am mai avut și ea spălare ca lumea de nu știu cât timp. E extrem de mare asta, unde trebuie să spălăm, unde putem să spălăm. În interior e groaznică, dar asta e. Ce să facem? Dat fiind faptul că este miercuri astăzi, încă se mai plimbă lumea pe aici în oraș. Deși, ca să fiu sincer, mă așteptam să nu se plimbe, pentru că este în timpul săptămânii sau că am terminat concediile. Au rămas niște straturi din așa, nu știu dacă le vedeți. Da, cu așa. Pentru că am dat eu cu ceara vieții. Ce se întâmplă, pisică? De ce ești în brațe? De ce? Ți-e rău? De la ce ți-e rău, tati? De la ce ți-e rău? De la desene. Păi vezi? Dacă te uiți la desene, nu te mai uita, pisică. Nu te mai uita la desene, că-ți vine rău.
Nu știu ce am, de când am schimbat cauciucurile astea de iarnă și am gen, sunt cu mașina, uite, acum am 30 la oră. Eu am observat că în momentul în care am schimbat cauciucurile și am plecat de pe loc, a început să mi se audă la roată acest, nu știu, e un sunet din ăsta, un tâc, 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 tâc. Și nu e ca și cum să zici că am luat vreun cui în roată sau ceva de genul. Nu, n-are absolut nicio treabă. Și m-am gândit atunci, băi, posibil să fac așa, să se audă sunetul ăsta din cauza că eu am schimbat roțile de pe spate cu cele de pe față, pentru că mi s-au părut că alea pe spate sunt mai bune. Și am zis, poate ia ceva timp să se, nu știu, să-și formeze din nou, să facă forma aia, nu știu cum să vă zic. E ca atunci când le cumperi noi, m-am gândit eu așa. Dar uite că la o săptămână, două, trei, nici nu mai știu când le-am schimbat, cauciucurile tot persistă sunetul ăsta și aș vrea să mă duc cumva să văd, să mi le echilibreze din nou roțile, că eu mă gândesc că din cauza asta este, pentru că băiatul ăla când mi le-a schimbat, mi-a schimbat roțile și m-a întrebat, vrei să ți le și echilibrez? Și am zis da, le aveam deja pe jante puse. Și a zis da, să mi le echilibrez și să mi le muți, decât le dai peste jos și le pui pe celelalte. Ei, el mi le-a echilibrat, însă mi le-a echilibrat cu ele desumflate. Pentru că după ce a pus, am văzut eu că mi le-a umflat după ce le-a pus pe mașină. Și mă gândesc că asta e o mare prostie. Vreți cauciucul cu roata o desumflată. Așa că, nu știu, trebuie să-mi fac timp din nou să mă duc, să... Nici nu știu dacă să mă mai duc la el sau nu, să mă duc la cineva să mi le echilibreze din nou, poate asta e problema. Salutare tuturor, nu am apucat să vă spunem și noi să aveți un an plin de fel și fel de surprize plăcute și să vă bucurați cât mai mult de perioade frumoase din viața voastră, la cât mai multe vacanțe, cei care vă doriți vacanțe, și să sperăm că anul acesta nu mai apare vreun virus să ne țină prin case și să ne distrugă viața, cel puțin o perioadă. Așa că vă doresc să aveți un an plin de realizări. Am în fața mea GoPro pe care l-am achiziționat în urmă cu câteva zile. Vreau să vă spun că este cea mai bună achiziție pe care am făcut-o noi în ultima perioadă, la modul că nu știu de ce nu am cumpărat acest GoPro de la început. Am cumpărat Sony-ul acesta, Sony ZV-1 pentru vlogging. Nu pot să spun că este o cameră rea, dar în niciun caz nu este genul de cameră cu care să te filmezi în momentul în care mergi în vacanță. De ce? Pentru că nu are stabilizare mai deloc, adică ok, pot să mă opresc și să filmez ceva static, la modul mă opresc și filmez stânga-dreapta, dar chiar și așa o să fie o problemă. Nu mai zic să mă filmez în momentul în care merg sau pășesc, nu știu, 3, 4, 5 pași, o să se miște imaginea, e ceva groaznic. O să puteți să vă uitați la vlogurile anterioare pe care le-am făcut cu această cameră și să vă dați seama despre ce vorbesc. Și când spun vlogurile anterioare, mă refer la cele din Bulgaria, din Veliko Tarnovo și de la Varna. Este o cameră bună, imagine clară, îmi place foarte, foarte mult. Focusul face automat, fără niciun fel de delay, adică e super bună, dar nu este bună pentru luat în vacanță, să o scoți repede din buzunar și să filmezi sub nicio formă. De aceea, o avem pe asta mică aici, pe care v-am zis am achiziționat-o de curând și sunt extrem, extrem de mulțumit, îmi place extrem de mult. Nu am apucat să filmez foarte, foarte mult cu ea. Am filmat acum mai devreme, ați văzut deja ce am filmat pe la casă, pe acolo și la când am spălat mașina. Detaliile sunt foarte bune, îmi place mult de tot, îmi place că are stabilizare și pot să mișc mâna oricum și nu o să se miște imaginea și nu e deranjant. Claritatea imaginii este una bună. O să trebuiască să achiziționăm două baterii în plus. Am observat că bateria mai mult de o oră peste cap nu ține. Adică eu acum am două baterii și cred că încă două ar fi necesare ca să nu am niciun fel de problemă. Și încă un hub din acela de încărcare a bateriei care ne-ar ajuta extrem de mult. O să facem această achiziție până când plecăm în Nisa, v-am mai spus. Și
Încă mă gândesc dacă să cumpărăm body-ul acela de care vă spuneam noi, corpul acela, suportul în care se pune camera și pe care putem să punem noi microfon și lampa aceea mică. Am văzut la cineva care a făcut un unboxing și spunea faptul că este destul de deranjant acel corp în care se pune GoPro-ul, pentru că dacă vrei să schimbi o baterie trebuie să desfiletezi tot, absolut tot de aici, să scoți din carcasă și să scoți bateria, ceea ce este o prostie și numai bateria și cardul. Aș fi luat body-ul acela pentru că mă interesa partea de microfon. Însă să știți că am făcut câteva teste cu microfon și nu știu, este chiar mi se pare super bun, nu are nevoie de absolut niciun microfon. Și oricum dacă ar fi să iau vreun microfon vreodată, aș lua cel de la Rode Wireless, pe care l-aș conecta doar așa, altceva nu aș lua. Pentru că ea este o cameră mică pe care pot să o bag ușurință în buzunar și nu vreau să iau microfoane de 10 cm pe care să le car după mine, nu, sub nicio formă. Este o cameră bună, v-am zis, este chiar foarte, foarte, foarte bună. Probabil că am văzut în comentarii la unboxing că spunea cineva că el are GoPro 10 și că nu vede de ce ar putea să facă o îmbunătățire să treacă la 11. Da, așa mă gândesc și eu, e ca și cum ai avea, nu știu, iPhone 13 și apare iPhone 14 și vrei să faci o îmbunătățire la cameră, la, nu știu, să cumperi. Nu, chiar nu are rost, așa mă gândesc și eu. Nu are sens, dar dacă ai GoPro Hero, nu știu, 9, 8, 9 și ești genul de persoană care se filmează și care merge în vacanțe și căruia îi place să facă genul ăsta de filmări din vacanțe și să le pună pe YouTube și nu numai să le pună pe YouTube, să le țină pentru el, eu recomand această cameră. Urmează să plecăm, să știți, săptămâna aceasta mergem în Sibiu. Mergem să filmăm pe acolo, centrul Sibiului, ne plimbăm, mâncăm ceva, o să vină un vlog de acolo, după care în luna februarie, v-am mai spus și vă mai spun, mergem la Nisa, 6 nopți, 7 zile, iar după ce ne întoarcem de la Nisa o să mai mergem încă undeva, dar nu vă spun acum, o să vă spun atunci mai aproape. Așa că acesta este încă un motiv să vă abonați canalului, pentru că urmează vloguri interesante pe viitor. Asta a fost tot, nu uitați să vă abonați și ne vedem cu următorul vlog din Sibiu. Pa, pa!